Abia a venit căldura, iar moda fântânii arteziene pline de spumă a revenit la Bârlad. Se spele acasă cine are idei de astea trăsnite așa. Unora dintre tineri le-a plăcut atât de mult spuma încât își alocă meritele pentru transformarea fântânii. Cu spuma? Eu am pus-o. Da? Da. Ca să spăl rușinea lui domnul primar. Vreau să văd ce poți spăce. Două bidoane de fier la 50 de lei, la 5 lei. A, 10 lei te-o costat din tractor. Cei mai mulți dintre localnicii din Bârlad însă nu au fost atât de încântați. E, cred că nu-i întreg la minte. Dar este așa frumoasă cum era. Se spele acasă cine are idei de astea trăsnite așa. Asta e de mai mult de seara de spectacol. Deocamdată nu a fost depusă nicio sesizare la poliție. Distracția i-ar putea costa pe tineri o amendă de până la 10.000 de lei.